Breaking News. Începem cu imaginile momentului aici la Antena 3. O femeie a fost trântită la pământ de un vânzător. Incidentul revoltător a avut loc într-un magazin de telefonie mobilă din capitală. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Da, acestea sunt imaginile, iar polițiștii au deschis dosar penal în acest caz. Colega mea, Ana Maria Bujor, senior editor Antena 3, vine cu mai multe informații. Ana, ce ai reușit să afli legat de ceea ce s-a întâmplat acolo? De la ce a pornit totul? Pentru că am văzut și noi imaginile, femeia pare că s-a lovit în momentul în care a căzut. Da, bună ziua, Lorena. Bun găsit tuturor. Se pare că totul ar fi pornit de la niște telefoane mobile pe care cele două doamne le vedeau. Acela a fost momentul în care băiatul care era angajat al companiei de telefonie mobilă s-a agitat foarte tare, le-a explicat că nu trebuie să le atingă, s-a enervat și, drept urmare, a împins un pic pe fica femeii pe care am văzut-o în imagini că o să cadă ulterior și după aceea și pe femeia în cauză. Cert este că imediat după ce s-a întâmplat acest lucru, fata doamnei în cauză a sunat la 112 și a anunțat că mama sa ar fi fost agresată, iată, de acest angajat al societății comerciale. Ulterior, acolo s-au dus polițiștii de la secția 22. I-au întocmit deja dosar penal pentru purtare abuzivă. Deocamdată, din informațiile pe care le avem, cele două doamne nu s-au hotărât să depună plângere împotriva angajatului, pe care îl vedem și pe imagine că după ce comite acea faptă, se îndreaptă către cele două pentru a le ajuta să se ridice. Cert este că în acest moment dosarul a fost preluat de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 6. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Așadar, o femeie, doamnelor și domnilor, a fost trântită, vedeți imaginile, trântită la pământ de un vânzător. Incidentul a avut loc într-un magazin de telefonie mobilă, s-a întâmplat în capitală și în urma acestui incident a fost deschis dosar penal. Haideți să revedem încă o dată aceste imagini. Nu aveți voie să mă atingeți! Nu aveți voie să mă atingeți! Au! 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 Au!